trăiesc. Regiment drept, pentru noi și pe dreapta prezentați... Am! Slavă Sfintei cele de o ființă de viață făcătoare și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfat farisei ca să prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Deci spune-ne nouă ce ți se pare ție, trebuie să plătim impozit cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul de tribut. Iar ei au adus un dinar. Apoi i-a întrebat al cui este chipul și inscripția de pe el. Ale cezarului au răspuns ei. Atunci a zis către ei: Dați cele cezarului cel ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Se va citi ordinul ministrului apărării naționale cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani. Dragi camarazi artileriști,
Ordinul Ministrului Apărării Naționale privind sărbătorirea 100 de ani de la înființarea Regimentului 52 Artilerie Mixtă General Alexandru Tel. La 1 noiembrie 2015 se împlinesc 100 de ani de când, prin înaltul decret domnesc numărul 2354, a luat ființă Regimentul 3 Artilerie Grea cu reședința la Fortul Chitila, ale cărui tradiții sunt continuate de Regimentul 52 Artilerie Mixtă General Alexandru Tel. Se va desfășura activitatea de decorare a drapelului de luptă al Regimentului 52 Artilerie Mixtă General Alexandru Tel. Voi da citire decretului prezidențial. Președintele României, dorind a răsplăti meritele Regimentului 52 Artilerie Mixtă General Alexandru Tel, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înființare, în semn de apreciere a înaltului profesionalism și a rezultatelor remarcabile obținute de personalul unității în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredințate, a activităților de pregătire desfășurate în comun cu militarii altor state, precum și pe timpul executării misiunilor în teatre de operații, conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler cu un semn pentru militari. Semnează președintele României, Klaus Werner Iohannis. Data de 10 noiembrie reprezintă pentru istoria artileriei o dată memorabilă și marchează începutul procesului devenirii artilerii moderne în țara noastră. Tot astăzi sărbătorim împlinirea 100 de ani de atestare documentară pentru Regimentul 52 Artilerie Mixtă General Alexandru Tel, unitate cu prestigiu binemeritat în Armata Română. Are cuvântul domnul profesor Marin Bunea, primar al municipiului Bârlad. Se pregătește domnul Andrei Puică, prefect al județului Vaslui. Dragi participanți, sunt onorat să vă aflu aici, la această înălțătoare sărbătoare garnizoanei Bârlad. Vă mărturisesc bucuria pentru prilejul de a fi părtaș la centenarul Regimentului 52 Artilerie Mixtă, generalul Alexandru Tel, aniversare care confirmă tradiția și valoarea artileriștilor bârlădeni. Se confirmă, totodată, valoarea și tradiția multiseculară a locului, a întregii comunități bârlădene, cu cele patru importante instituții centenare. Biblioteca Municipală Stroie Veluescu, Muzeul Vasile Pârvan, Academia Bârlădeană și iată astăzi Unitatea Militară. Garnizoana a oferit și oferă localnicilor siguranță, confort și bunăstare prin numeroasele familii de ofițeri și angajați civili statornici aici. Aportul acestora la viața socială, economică și culturală a urbei este de necăduit. Militarii au fost împreună cu bârlădenii și la restricție și la sărbătoare. Am încă o dată prilejul să-mi exprim recunoștința față de generații care au fost și să vă transmit dumneavoastră, generația militarilor de astăzi, sentimentele mele de admirație și prețuire. Vă felicit și vă urez la mulți ani sănătate și pace. Domnule primar, în al preasfinția voastră, domnilor generali, domnilor ofițeri, subofițeri, maiștri militari, soldați gradați profesioniști, personal civil contractual,
domnilor ofițeri, subofițeri în rezervă și retragere, onorată asistență. Iată, astăzi participăm la un eveniment deosebit, și anume sărbătorirea Zilei Artileriei și în același timp decorarea drapelului de luptă al Regimentului 52 Artilerie la a 100-a aniversare a existenței sale. De fapt, regimentul și-a sărbătorit această frumoasă vârstă nu neapărat acum și aici, ci în poligonul Smârdan, pe data de 1 noiembrie, când, împreună cu alte unități și mari unități din cadrul Diviziei 2 Infanterie Getica, alături de partenerii noștri strategici din Statele Unite, am desfășurat aplicații cu trageri reale, de zi și de noapte, cu rezultate remarcabile. Cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înființarea Regimentului 52 Artilerie Mixtă General Alexandru Tel, se conferă pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor și obținerea de rezultate meritorii în procesul instruirii, emblema de onoare a forțelor terestre, colonel Prunău Nicolae Florin. Major Nechita Mihai. Pentru rezultate deosebite în activitatea desfășurată în arma și specialitatea militară de care aparține, se conferă emblema de merit în Serviciul Armatei României, locotenent colonel Plechea Gabriel. Locotenent colonel Arghire Cristinel. Serviți patria! Serviți patria! Serviți patria! Serviți patria! Formație! Marș! Înființarea unui găsit, de fapt, vi s-a spus pe platou că evenimentul s-a făcut pe data de 1 noiembrie. Avem câteva aspecte reprezentative, respectiv o placă comemorativă și bustul generalului Alexandru Tel. Doamne, să se facă, dar mulțumim mai puțin. Deci asta este recunoștința și mulțumirea noastră pentru înaintași.
generalul Alexandru Tărie este patronul spiritual al... Eram sigur că așa s-a întâmplat. S-a rezolvat. Unitatea poartă numele acestui general, Cristian Ter, pentru care am avut onoarea să realizez acest bust. Materialul este din gips patinat cu impresie de bronz. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Arată ceresc înghetorile Duhul adevărului, care pe pretutindene și toate le finești, mistierul bunătăților și dătătorul de viață, vinul și te sărășluiește pentru noi și ne curățește pe noi de toate prinținea și mântuiește bunurile sfântele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.